Salutare, voinicii mei! Înainte să începem... Mersi, Latex, asta voiam să întreb dacă merge live-ul. Bun, haideți să vorbim un pic până ne adunăm. Haideți să vorbim un pic despre viitor, pentru că nu-i așa a fost săptămâna Back to the Future. S-au împlinit 30 de ani de când... De la apariția primului film Back to the Future, pe care, by the way, dacă nu l-ați văzut, vă recomand să-l vedeți. Este o trilogie veche, dar este un film bun. Așa că să vorbim puțin despre viitor. Haideți că ne-am adunat cât de cât. Extragerea de astăzi se întâmplă astăzi. Știu, este joi, Greuceanu, nu te-ai tâmpit, este joi, nu este vineri. O fac astăzi pentru că mâine o să fiu, la ora asta sper să fiu la munte, dacă nu o să fie traficul prea nasol pe Valea Prahovei. Și de aceea am făcut extragerea astăzi, pentru că mâine nu o să pot, este atât de simplu. Ziceam că vreau să vorbesc despre viitor. Vreau să vorbesc despre săptămâna viitoare, săptămână când Steam o să ne asalteze cu update-uri de Halloween mai la toate jocurile. Probabil o să fie și un sale, pentru că mulți dintre voi m-ați întrebat dacă o să fie un sale. Da, cel mai probabil o să fie un sale și e momentul când putem să apelăm la carduri sau la părinți, eu știu, să ne luăm ce ne-am dorit. Dar săptămâna viitoare o să am și eu o surpriză. Pe această cale aș vrea să-i mulțumesc lui Mitalex. Nu mai țineți minte pe Mitalex? Eu împreună cu Mitalex am organizat, cred că 3 sau 4 tombole, în care Mitalex mi-a donat niște jocuri foarte faine pentru voi. Dacă nu știți despre ce e vorba, mergeți pe canalul meu de YouTube și o să vedeți acolo ce premii a donat Mitalex. Ei bine, Mitalex a donat din nou niște premii pentru grup, premii pe care o să le pun la bătaie pentru săptămâna viitoare, pentru tombola viitoare. De aceea ziceam că vreau să vorbesc despre viitor. Niște premii foarte interesante. O să vă dau un singur hint, dinozauri. Dar o să vedeți în anunțul de săptămâna viitoare. Și tot astăzi am mai primit o donație de la SHK. Sau mai bine zis Cristi. Jocul lui o să fie și el inclus în tombola de săptămâna viitoare. Mulțumesc, man, pentru donația de săptămâna asta. Haideți să trecem la premiile de această săptămână, să revenim în prezent, da? Avem 4 jocuri, avem Pirates of the Black Cove, avem The Mysterious Cities of Gold, 8-Bit Boy și Hyper Fighters. Iar la concursul de săptămâna asta v-ați înscris 26. Haideți să mergem pe random orgâm. Acum că am terminat cu viitorul și cu discuțiile despre viitor și ce premii o să fie la tombola viitoare, haideți să vedem cine va câștiga în această săptămână. Deci, numele de la 1 la 26 și fără să stăm prea mult pe gânduri, primul premiu, care este o donație de la Kiburici, Pirates of the Black Cove, se va duce către Generate și avem numărul 3. Numărul 3. Kiburici, jocul de la el se duce tot la el. Nu, dragilor, eu cu cei care au făcut donații pentru grup am o convenție. Dacă vreți și nescrisă, dacă se întâmplă cum s-a întâmplat acum, să pice jocul pe care tocmai ei l-au donat, o să primească din partea mea un alt joc. Așa că Kiburici, tu o să primești un alt joc de la mine imediat după ce se termină acest live. Deci primul premiu s-a dus către tine. Astfel încât, dacă Kiburici o să primească un alt joc de la mine, se pare că o să avem 5 câștigători în această seară. Așa că o să fac din nou o extragere pentru Pirates of the Black Cove. Haideți să vedem către cine altcineva se va duce Pirates of the Black Cove. Încă o dată Generate. Și avem numărul 5. Numărul 5 este nimeni altul decât Kenzonelu, aka Gandalf. Kenzonelu o să sară în sus de fericire pentru că s-a plâns după fiecare live că el nu are noroc. Păi Kenzonelu, uite că ai noroc. Din întâmplare, Pirates of the Black Cove este un joc foarte fain. Mă bucur că l-ai câștigat. Și haideți să trecem la cel de-al doilea premiu din această seară, și anume The Mysterious Cities of Gold. Haideți să vedem cine îl va lua. Generate și avem numărul 21. 21 este nimeni altul decât Fanaticul Sarmale. Fanaticul Sarmale, iată, tu ești cel de-al doilea câștigător din această seară. 2. Mai avem două premii, nu fugiți nicăieri. 8-Bit Boy, care este o copie din ce am văzut după Mario,
Da, exact, este o copie după Mario, dar pare o copie reușită. Haideți să vedem cine va juca acest joc. 8-Bit Boy se duce către Generate și avem numărul 9. Numărul 9 care este nimeni altul decât Captain Zord. Captain Zord, felicitări, tu ai câștigat 8-Bit Boy. Așa că o să spun numărul 3, premiul numărul 3. Și ultimul joc din această seară, Hyper Fighters, se va duce către Generate numărul 7. Nu fugiți nicăieri. Pranky! Pranky, felicitări, tu ai câștigat Hyper Fighters. Da? Numărul 4. Încă o dată câștigătorii în această seară, Chiburici, care a câștigat jocul pe care l-a donat, astfel încât eu o să-i dau un alt joc lui. Apoi Kenzonelu, care de fapt a câștigat jocul donat de Chiburici, Fanaticul Sarmale, Captain Zord și Pranky. Stați aproape pentru că o să apară imediat anunțul pentru concursul de săptămâna viitoare, nu înainte de a uploada acest episod pe canalul de YouTube, totuși. Și v-am zis, micul hint pentru săptămâna viitoare este dinozauri. O să vedeți despre ce e vorba. Eu vă doresc de pe acum, de fapt nu, voiam să vă doresc un Halloween fericit, dar noi o să ne mai vedem până de Halloween. Și eu mai am câteva surprize pentru voi. Dar vă promit că săptămâna viitoare o să fie o săptămână specială pe Steam, nu neapărat din partea mea, din partea Steam-ului, așa cum ne-au obișnuit ei, o să fie cu totul special. Oricum, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până data viitoare, Greuceanu, over and out!